Vă spuneam ieri, când am citit capitolul 13 din Luca, faptul că Iisus rostea acolo foarte multe avertismente împotriva necredinței, împotriva neascultării oamenilor față de Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta, capitolul 14, pe care urmează să-l citim astăzi împreună, are de-a face cu câteva învățături practice pentru viața de credință. Acum, tonul este parcă puțin mai pozitiv, deși există niște avertismente strecurate și aici. Începem însă să citim dintr-o întâmplare când Iisus vindecă un bolnav de dropică. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Era o invitație care era parcă și o capcană, cel puțin la prima vedere. Și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Pentru oamenii aceștia, sabatul era lucrul cel mai sacru, ziua în care n-aveai voie să faci niciun fel de lucrare. Răspunsul? Ei tăceau. Probabil că simțeau că întrebarea aceasta este una dificilă și pentru că știau că Iisus poate să-i surprindă cu răspunsul lui. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Lecția aceasta cu privire la comportamentul nostru, la atitudinea noastră, este foarte bine rezumată de Domnul Iisus în concluzia acestui capitol. Căci oricine se înalță va fi smerit. Iisus ne spune: aveți grijă la atitudinea voastră, căutând voi să vă promovați, să vă faceți un nume, să căpătați întâietatea, să căpătați respectul oamenilor. Când voi încercați să vă ridicați, Iisus spune, veți avea de face cu lecția dura smeririi forțate. Pe de altă parte, Iisus spune, pentru cei care se smeresc, pentru cei care caută fața lui Dumnezeu, există promisiunea că Dumnezeu îi va înălța. A zis și celui ce-l poftise, cineva care, desigur, vă spuneam, l-a chemat pe Domnul Iisus, nu neapărat cu gândurile cele mai bune, dar l-a chemat pe Iisus în casa sa, acest fariseu, un fruntaș al fariseilor și în văzul tuturor celorlalți. Când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Un cuvânt atât de necesar chiar și în zilele acestea. Oamenii vor să facă donații, să își arate bunăvoința lor, dar de cele mai multe ori trebuie să fie o cameră de filmat lângă ei, trebuie să fie un reporter, trebuie să fie cineva care să scrie, care să popularizeze și dacă nu este altcineva în jurul lor, o să aibă ei un telefon și să facă un selfie și să-l pună pe Facebook. Iisus spune, dacă voim să facem binefaceri care să aducă o răsplătire din partea lui Dumnezeu, caută să o faci în mod anonim. Binecuvintează-i pe oamenii în mod anonim. Fă-o cu dragoste, fă-o cu spirit de sacrificiu, nu ca să capeți o răsplată, nu ca să-ți facă cineva la rândul lui în bine, ci ca să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu.
Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumul și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Cuvintele acestea sunt un răspuns foarte direct și practic la obiecțiile pe care oamenii le au față de cuvântul lui Dumnezeu. Am întâlnit atât de mulți oameni care refuză să se întoarcă la Dumnezeu, refuză să-și schimbe viața și comportamentul și de cele mai multe ori o fac cu tot felul de răspunsuri filozofice. De ce nu-i mântuie Dumnezeu pe oameni în mod automat? Dar ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelia? Dar ce se întâmplă cu cei care trăiesc în alte țări, în alte culturi și așa mai departe? Oamenii sunt invitați la cină, sunt invitați în împărăția lui Dumnezeu, dar găsesc tot felul de scuze ca să se depărteze. Îmi place ce spune cel puțin traducerea aceasta: oamenii aceștia, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Păi nu era vorba de o vină asupra lor, dar de fapt era, pentru că ei simțeau un avertisment, simțeau o mustrare. Ei știau că Dumnezeu îi cheamă la alt stil de viață și nu voiau să schimbe viața și au început să se dezvinovățească, să-și găsească scuze, să creeze tot felul de alibiuri ca să nu se întoarcă la Dumnezeu. Și Iisus spune: oamenii aceia vor rămâne pe din afară. În schimb, El spune, ceilalți oameni care poate n-au auzit chemarea și într-un târziu au intrat în contact cu Evanghelia, oameni care sunt foarte păcătoși, oameni care nu provin dintr-un mediu foarte religios neapărat. Iisus spune, oameni de felul acesta, Dumnezeu îi aduce în împărăția Lui, îi cheamă și le face loc în prezența Lui. Să nu fim nici de cum printre aceia care doar strâmbă din nas, cârtesc, caută scuze, se dezvinovățesc, inventează tot felul de argumente inutile, ci să fim dintre aceia care să gustăm din bunătatea și din dragostea lui Dumnezeu, răspunzând invitației sale. Și acum urmează să citim despre chemarea noastră de a fi ucenici ai Domnului Iisus și textul acesta pe final se concentrează acum pe caracteristicile ucenicilor în care se regăsește slava lui Dumnezeu. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cuvintele acestea pot fi considerate scandaloase. Să urăști pe tată, pe mamă. Chiar am citit de curând un comentariu și cineva se lega de versetele acestea ca și cum Iisus ar învăța oamenii să urască. Nici vorba de așa ceva. Aici este vorba de scara priorităților. Dragostea de Dumnezeu trebuie să fie atât de profundă, atât de reală, atât de puternică, o dragoste care să transforme viața noastră în așa măsură încât preocuparea noastră pentru toate celelalte lucruri se pară că este la extremă. Iisus folosește aici, dacă vreți, o hiperbolă pentru a accentua faptul că iubirea față de Dumnezeu trebuie să fie prioritatea priorităților și aceasta trebuie să transforme viața. Iisus spune, ucenicii mei sunt cei care au pus dragostea de Dumnezeu mai presus de toate celelalte priorități ale vieții lor. Textul continuă să adâncească această informație, acest adevăr. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Iisus avertizează, a merge după el presupune sacrificiu, presupune suferință. Oricine nu-și poartă crucea, oricine nu acceptă că umblarea cu Dumnezeu
înseamnă sacrificiu, Iisus spune, nu poate să fie ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni împotriva celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iată deci, a-L urma pe Iisus presupune un angajament ferm, o hotărâre profundă, presupune a sta față în față cu tine însuți, să te uiți în inima ta, ești gata să renunți la prioritățile și la ambițiile tale și să mergi după Cel care este Domnul și Stăpânul? Ești gata să iei hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu, indiferent care vor fi piedicile în calea ta? Cei care încep să lucreze pentru Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, dar nu sunt hotărâți, sunt cei care pornesc fără să-și facă socotelele. Trebuie să fii hotărât în urmarea lui Dumnezeu. Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Concluzia Domnului Iisus este aceasta. Noi avem o menire specială în lumea aceasta. Prin faptul că am acceptat să-L urmăm pe El, să devenim copiii Lui, să-L slujim pe El, noi avem rostul de a face bine lumii acesteia, de a duce cunoștința Lui Dumnezeu, de a mărturisi despre Hristos. În schimb, dacă noi avem alte priorități, dacă ne gândim la ambițiile noastre, la popularitatea noastră, la plăcerile lumii, în felul acesta noi ne-am pierdut gustul, ne-am ratat scopul, ne-am ratat chemarea noastră. Și Iisus spune atunci, sarea aceea nu mai este bună la nimic. În trei capitolul ne duce cu atenția în aceeași direcție. Dumnezeu vrea să ne dedicăm față de El cu toată inima noastră, să răspundem chemării Lui și să-L facem pe El prioritatea vieții noastre.